2698 de gălățeni au fost diagnosticați cu viroză respiratorie, iar 395 s-au îmbolnăvit în ultima săptămână de pneumonii. Peste 900 de copii au fost internați după ce au apărut complicații ale acestor afecțiuni. 87 de persoane necesitând de spitalizare. Grupa de vârstă cea mai afectată e grupa 5-14 ani, cu 914 cazuri de îmbolnăvire. Medicii atrag atenția că îmbolnăvirile severe și complicațiile apar mai frecvent la persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, la cei cu afecțiuni medicale cronice, precum diabetul, deficitul imunitar, afecțiunile cronice respiratorii, afecțiunile cronice cardiovasculare și obezitate. De asemenea, există un risc crescut pentru copiii la vârstele fragede și pentru femeile gravide. Orice factor agresiv asupra organismului poate determina și sau agrava o afecțiune, fie că vorbim de infecții respiratorii sau de altă natură. Deci frigul este bine cunoscut ca și factor determinant în declanșarea sau agravarea unei afecțiuni respiratorii. Pentru a preveni îmbolnăvirile, medicii recomandă spălarea sau dezinfectarea frecventă a mâinilor, vaccinarea și utilizarea măștilor de către persoanele bolnave pentru a-i proteja pe contactii direcți.